Bună seara, dragi copii! Nu, eu nu sunt Moș Nicolae. Eu doar Moș Sorin, dacă vreți așa să-mi spuneți pe nume. Dar m-am îmbrăcat așa, am pus o haină pe mine, ceva care se semene, dacă vreți, cu magul Baltazar. Pentru că vestim Crăciunul, vestim nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, una dintre cele mai importante și mai frumoase sărbători religioase de peste an. Să fiu alături de dumneavoastră în această seară. Să aprindem lumina, nu? Sigur că da. Urmează momentul mult așteptat. Momentul mult așteptat pentru care îl invităm în scenă cu surle și trâmbițe pe domnul președinte Marian Oprișan. Aplauze! Și eu îl invit pe domnul primar Dece Balbacinski. Haideți, domnul primar! În primul rând, vreau să vă spun tuturor multă sănătate. Dragi copii, dragi părinți, e un moment important. Iar eu vă rog să priviți la viitor cu multă încredere și cu multă speranță. În curând, criticii mei vor să spună că am legături dubioase cu Moș Nicolae sau cu Moș Crăciun. Accept acest lucru cu gândul la fericirea copiilor acestei comunități. Copiii sunt cea mai importantă investiție a noastră în viitor, pentru noi și familiile noastre. Doresc celor pe care îi cheamă Nicolae, Nicoleta, la mulți ani și multă fericire. Și doresc tuturor vrâncenilor, tuturor cetățenilor municipiului Focșani și ai județului Vrancea, copiilor, multă sănătate, încredere în viitor și prosperitate. Cu noi, o să vă invit acum să mergeți cu toții în public.